Nu putem să contestăm echipa lui Mititelu ca joc, pentru că mi s-a părut extrem de consistent așa în raport cu Argeșul. N-am contestat-o, în paranteză fie spus, nici când a pierdut. Apropo de joc. Da. De jucat a jucat. Exact. Se pare că Napoli s-a întors în mediul care îi propice pentru el. Singurul mediu în care exact, și treaba începe să meargă. De fapt, dacă stai bine să te gândești și faci o analiză globală a echipei lui Mititelu în sezonul ăsta, ei nu pot să spui că n-au fost niște esteți ai fotbalului, pentru că tot timpul au încercat să joace un fotbal bun, un fotbal ofensiv. Ei, acum se pare că Napoli vine și cu un echilibru defensiv. Teoretic, pe puncte se poate și play-off încă. Exact, exact. Mai sunt 30 de puncte dacă, în joc. Dacă te uiți foarte atent, e o echipă care are și un echilibru al valorii. Nu poți să spui că stă într-un jucător, ci o echipă care are un context de jucător bun, alegeri bune făcute, chiar bune, care și-a permis să-și dea cel mai bun jucător al lor la o rivală. Bine, astea sunt chestii economice. S-au dat pe bani. Nu... Bineînțeles, am spus. Un niște argument chestii, economic. Argument economic, asta e un calcul economic al clubului. Deci este foarte interesant. Rezistă în continuare, văd, și își face treaba așa cum trebuie. Nu cred că la momentul actual își propun obiective mărețe. Play-off? Marcel Pușca, să știți. Că nu vorbesc despre el. Ieri aici în emisiune Marcel Pușca și făcea niște calcule. De ce n-am avea și noi o serie ca și Chindia de 6-7 meciuri, poate cu victorii, și până la urmă sunt 30 de puncte în joc. Marcel rămâne un optimist. 8 puncte, nu? Până la linia de play-off în momentul acesta. Nu optimismul, în schimb trebuie să te gândești că și celelalte echipe joacă. Și adevărat. Îți dai seama că sunt echipe care au acumulat la ora actuală mai multe puncte. Ar trebui ca o fază întunecată a celorlalte echipe să coincidă cu strălucirea Craiovei în meciurile următoare. E foarte greu de presupus că va exista așa ceva. Nu e imposibil. Dar dacă te duci mai mult către logică, probabil că ar fi trebuit să facă treaba asta mai de mult Craiova. Și atunci, sigur, cu ce echipă au, ar fi putut să ajungă în play-off. Trebuie să nu irosească atâtea puncte. Exact. Pentru că au început foarte bine. Au bătut pe CFR fără drept de apel la Craiova. După au făcut meci nul la FCSB. Au deplâns arbitrajul din prima manșă a derbiului, poate că pe bună dreptate, din vară. Însă după aia, niște meciuri cu echipe cu care ei teoretic aveau prima șansă, s-au complicat în a conduce mingea aia, a avea o posesie cu orice preț, le-a și spus Napoli. Ca rezultate s-a rupt la ei după acea victorie mincinoasă cu Rapidul. Cu Rapidul, bun. Nu, mincinoasă cu Sepsi. Cu Sepsi, după aia au pierdut cu Petrolul, mi se pare. După aia cu Rapid a fost scandalul acela vestiare. Ce vreau eu să spun? Napoli când vine, vine joi sau vineri, nu știu, ceva la modul, și duminică are meciul cu FCSB-ul și îl pierde cu 2-0. Destul de clar. Și zice după meci, dom'le, n-ai cum să te duci cu mingea la picior până în poarta adversă. Asta trebuie să înțelegem. Și se pare că au pus în practică. A mai reglat niște chestii. Se pare că au pus în practică. Totuși, ieri, nu pot să spui că a prins pe contraatac în minutul 80 ceva când conduceau ca și croații pe brazilieni. Dar gafa aia, mingea bărbierită al lui Hugebert, că bărbierește mingea, ajunge la garita cu portarul acolo, de acolo poate să iasă orice.